dumneavoastră prezența. Dați-i cum la procesul de vreau să mai contentă. Deci ăia care erau în ședință trebuia să fie aici, că au fost punctii care spun favorabil cu discuții. Ei cine vor, ce să mai discute dacă ei ați dat la sede? Dacă ați plecat, cred că n-ați avut nimic de spus. V-am acceptat, dar dacă n-ați spus, astăzi chiar vreau să spun. Dar nu-i treaba mea. Comisia 1 la 9 la ora. Ce, dacă noi suntem abțineți, cum? Dacă ai zis din favorabil, trebuie să fie din dumneata trebuia să întreb, doamne, aveți proces verbal în față? Nu l-aveți. Sunteți președinte la comisii? Nu. Nu l-are, nu l-are, domnul Borțuri. Haideți, studiați. Nu știu ședințe ca să vreți să fii ședință. Dacă sunteți doi. Ba da, Dumitalie ești secretar. Cum? Nu știți ce aveți. Dumitalie ești secretar și domnul președinte. Bună ziua! Consultând foaia de prezență, am constat că sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea ședinței ordinare de astăzi. Ați primit materialele și procesul verbal de la ședința trecută? Sunt discuții pe marginea procesului verbal? Da, eu am un punct de vedere pe care vă rog să-l remediați. Cetățenii din comună se numesc Angel Mitică, Crucianu, Nicolae Popa, Costică, nu cetățeanul 1, cetățeanul 2, parcă suntem la telenovele lucarageale cu omul turmentat. Nu s-au prezentat. Deci nu mai contează. Nu-i frumos când citește cineva procesul verbal al comunii Sascut, al Consiliului Local Sascut, să spun cetățeanul 1, cetățeanul 2, cetățeanul 3. E urât. Vă rog frumos să nu, nici măcar în vis să nu mai faceți așa ceva. Rugați-l să se prezinte, domnul meu, vă rog frumos, spuneți cum vă cheamă. Și spuneți, Mălinescu Nicolae, nu cetățeanul. E urât. Și nu e cetățean? Da, este cetățean, dar nu așa. Se numește într-un fel omul. Se poate remedia, dar se poate. Nici nu l-ai jignit, nici nu l-ai... Ai zis cetățean, că este cetățean. Ei, s-a prezentat, ei, urât. S-a prezentat, să spune numele și n-a avut de unde să știe cum. Deci în momentul în care un proces verbal nu e un nume, un număr, ca la auzi, ce aveți? Da, și dumneata ai cod numeric personal, ai un număr, domnul. Da, dar nu mi se spune 160, 280, 15, 90. Da. Mă, dar nu ții minte nici primele două. Da, păi să mai ții minte tot. Ce vezi, mă? Da, păi dacă mă și gândești, ce discutăm? Mai sunt discuții cu marginea procesului verbal? Da, avem undeva la pagina 3. Deci ați întrebat dacă s-a format comisia de validare. Trebuia să scrieți aici dacă s-a întrunit comisia de validare. Da. La pagina 3, undeva la punctul numărul 1. A cui era obligația să întâlnească comisia de validare? E ca o întrebare, domnule. Scris aici. De acord, dar toți suntem aici. A cui era obligația? S-a format. Și trebuie scris întrunit. A noastră? Mulțumesc.
Și mai aveți undeva într-o pagină un... o greșeală. La pagina 5, domnul Costea Nicolae a zis aici este investiție nouă și e un în loc de V. Acolo, atât. Da. Domnul președinte, puteți să vă faceți. Punem la vot procesul verbal. Întrebați cine este pentru? Nu se votez dacă tu n-ai fost acolo. Votez ce? Nu te-ai pus acent? Lasă-mă, face-mă, cum e o ședință pe care clarifică. Contra, tu ești mai mare. Din pe urmă, îi dăm numai la fiecare. Se abține cineva? Împotrivă? Cuvântul domnului președinte de ședință pentru continuarea ședinței. Bună ziua, domnilor consilieri! Bine ați venit, domnii invitați! Sperăm că astăzi să ne desfășurăm activitatea într-un mod corect, legal și civilizat. O să dau citire ordine de zi pe care ați primit-o fiecare. Punctul 1. Raport de activitate al primarului Comunei Sascut. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Stăncilă Nicolae, inițiator primarul Comunei Sascut. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap pe anul 2016. Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulilor de branșare la rețeaua de apă Conțești, inițiator primarul Comunei Sascut. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind finalizarea investiției extinderei rețea electrică LEA 04 kV, zona Biserica Catolică, localitatea Sascut. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 495 metri pătrați teren situat în Sascut Sat, parte din domeniul privat al Comunei Sascut, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Proiect 8. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul privat al Comunei Sascut a unui număr de 3 apartamente situate în Comuna Sascut. Proiectul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de întreținere și menținere a spațiilor verzi în Comuna Sascut. Proiectul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice și a decontării către ADIS Bacău la tariful de 317,73 lei tona, fără TVA, pentru colectarea deșeurilor municipale. Proiectul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, adică inițiator primarul Comunei Sascut. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIS, inițiator primarul Comunei. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției CAB, Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Sascut, în vederea exercitării dreptului de uz pentru suprafața de 3.368 metri pătrați de pășune, situată pe raza satului Berești. Și la punctul 14, diverse. Mai sunt și alte probleme pe ordinea de zi? Nu. La diverse avem două probleme. Una dintre ele este cea cererii domnului Angel și una în care cere aprobarea unei copertine deasupra trotuarului în fața societății pe care o are și o concesionare de teren la școala Valea Nacului, în spatele școlii, ce este în spatele, grădina din spatele școlii a domnului Pletas.
Deci, dar le discutăm la diverse. Așa, le introducem la diverse. Deci sunt, da. Nefiind alte propuneri, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Deci, unanimitate, trecem la punctul 1. Dăm cuvântul domnului primar, nu zic interimar, pentru activitatea desfășurată în perioada cât a fost primar. Raportul anual al primarului anul 2015, domnilor consilieri. În conformitate cu prevederile articolului 63 al neatrei litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată, vă prezint raportul cu privire la starea economică, socială și de mediu a comunii Sascut, raport care se referă la capacitatea administrației publice locale de a gestiona și rezolva în nume propriu și cu responsabilitate treburile publice și patrimoniul localității în interesul comunității locale pe principiile autonomiei locale. Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2015 ale compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate ale primarului, deținând cu precădere obiective de activitate specifică, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor emise de primar. Acest raport are un specific aparte, deoarece activitatea primarului este desfășurată de la 1 ianuarie până la 31 iulie de primar, iar de la 1 august de către viceprimarul cu atribuții de primar până la finele anului. În anul 2015 au fost emise de către primarul comunității un număr de 423 de dispoziții din diverse domenii de activitate, vizând asistența socială, acordare de ajutor social, alocații de sprijin, virări de credite bugetare și alte. De asemenea, în anul 2015 s-a inițiat 76 de proiecte de hotărâri al Consiliului Local, la căror aplicare a condus la desfășurarea unei activități corespunzătoare în plan legislativ și executiv în comuna noastră. În anul 2015 s-au înregistrat în Registrul de Corespondență Generală un număr de 14.057 documente, din care cu preponderență au fost cereri pentru eliberare de adeverințe după Registrul Agricol, Evidența Muncii, Anchete Sociale, Certificate Fiscale de Urbanism, Producător Agricol și altele. S-a urmărit modul de soluționare a petițiilor și răspunsul dat în termen legal, precum și expedierea în timp util a corespondenței. Referitor la audiențe, putem afirma că acestea s-au desfășurat permanent, cetățenii fiind obișnuiți să intre în audiere, în audiență la primar, fără un program dinainte stabilit. Considerăm că lucrările primăriei, acces, internet, fax, telefon, permit instituției să răspundă situațiilor privind relația cu cetățenii și transparența. În anul 2015 au fost convocate un număr de 16 ședințe ale Consiliului Local, 10 ordinare și 6 extraordinare. Anunțurile pentru desfășurarea acestora au fost aduse la cunoștință publică prin afișare la vizierul primăriei. Prin grija secretarului comunii au fost întocmite ordinea de zi și dispozițiile de convocare pentru ședințele Consiliului Local și a consemnat în procesele verbale de ședință modul în care au fost exercitat votul consilierilor. Procesele verbale au fost semnate de președintele de ședință de către secretarul comunii, documentele dezbătute în ședințe au fost depuse în dosarele speciale numerotate, semnate și sigilate. Hotărârile adoptate de Consiliul Local, precum și dispozițiile emise de primarul comunii, au fost înregistrate în registre speciale și înaintate instituției prefectului județului Bacău pentru exercitarea controlului de legalitate, precum și instituțiilor, birourilor, compartimentelor și personalul abilitate cu aducerea la îndeplinire. De remarcat că nici o dispoziție de primar și nici o hotărâre a Consiliului Local nu a fost atacată în contencios administrativ. Biroul Contabilitate, din indicator de buget pe 2015. Veniturile totale încasate în anul 2015 au fost în valoare de 12.221.589,40 de lei, fiind compuse din venituri proprii în sumă de 2.237.258,38 lei, sume defalcate din taxa de valoare adăugată pentru bugetele locale în sumă de 8.741.352 de lei, subvenții de la bugetul de stat în sumă de 1.059.381 de lei, subvenții de la alte administrații în sumă de 67.825 de lei, sume până în valoare de 115.773,02. Cheltuielile totale efectuate în anul 2015 au fost în valoare de 11.541.944,98 de lei, după cum urmează. Cheltuieli de personal, 6.534.452 de lei. Cheltuieli cu bune și servicii, 2.729.534,85 de lei. Transferul, 92.000.
980 de lei, ajutoare sociale 651.012 lei, susține reculte 10.000 de lei, programe pe 161.592,6 lei, cheltuieli de capital 1.362.374,07 lei, datoria publică locală, la data de 31.12.2015 aveam de rambursat suma de 1.290.212,21 de lei, reprezentând diferența de achitat din contractul de credit efectuat pentru achitarea arieratelor rezultate din contravaloarea lucrărilor de asfaltare drumuri realizate în 2008. Investițiile realizate în anul 2015 au însumat 1.523.966,13 lei, după cum urmează. Dezvoltarea infrastructurii de hardware și software pentru oferirea de servicii electronice în administrație, inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic, confinanțate de la bugetul local de 1.416,50 de lei. Centrală termine cu instalația aferente la zona Pucea, 80.796,51 de lei. Grup sanitar interior Școli Berești, 49.941,92 de lei. Dotarea căminului curtare s-a spus așa Berești, 161.592,06 lei. Modernizare bază sportivă, 4.599,21 de lei. Centrală termică bibliotecă comunală, 9.000 de lei. Alimentare cu apă Ponțești, 972.294,96 lei. Extindere rețelei electrice, 16.011,42 lei. Grup pompare apă, 8.300 de lei. Reparații capitale, drum Schineni, 228.208,80 de lei. Reabilitare și extindere sistem canalizare și stație de epurare, 800 de lei. Taxe și impozite. În anul 2015, activitatea de încasare a impozitelor și taxelor locale s-a desfășurat în cadrul compartimentului de taxe și impozite locale, care are ca sarcină de a stabili și încasa impozitele și taxele locale, încasarea amenzelor ce sunt venite administrației locale, prevăzute în codul fiscal și din legislația în vigoare, asigurarea prelucrării datelor cu aplicație de informatică de gestionare a impozitelor și taxelor locale, precum și verificarea respectării prevederilor legale din domeniu. La solicitarea contribuabililor, atât persoane juridice cât și fizice, au fost eliberate un număr de 2392 certificate de atestare fiscală. S-au primit și verificat un număr de 199 dosare depuse de persoane fizice care au solicitat scutire de la plata impozitului, persoane care se află în următoarele situații. Persoane cu handicap grav, persoane cu handicap accentuat, persoane cu invaliditate gradul 1, veteran de război, văduve de veteran de război. Lista de rămășițe de la 31.12.2015 a fost în sumă de 2.491.923 de lei. Pentru debitul rămas la contribuabil, persoanele de justiție s-au emis titluri executorii, astfel că restanțele pe care acestea le datorau au fost reduse. Pentru persoanele fizice rămase în restanțiere s-au emis somații și titluri de executorii proprii la Casa de Pensii, Societăți Comerciale. Problemele în încasarea debitelor sunt la încasarea amenzilor și la încasarea debitelor de la persoanele care nu au domiciliul pe raza comunii Sascut, precum și de la persoanele fără venituri sau cu venituri foarte mici. Activitatea de stare civilă. În cursul anului 2015, în cadrul biroului de stare civilă Sascut, s-au desfășurat activități după cum urmează. S-au întocmit 22 de acte de naștere, incluzând documentația aferentă ca urmare a transcrierii acestora în registrele de stare civilă române, solicitate de cetățenii al căror acte au fost înregistrate în străinătate. 42 de acte de căsătorie, incluzând documentația aferentă. 116 acte de deces s-au eliberat, duplicate a certificatelor de naștere, a certificatelor de căsătorie, a certificatelor de deces, s-au rectificat acte de naștere, s-au înregistrat, completat și transmis AJPI-ului, Bacău, dosare pentru acordarea alocației de stat pentru copii. Compartimentul urbanism. Principalele obiective care au stat la baza activității în 2015 au vizat dezvoltarea armonioasă ale calității din punct de vedere a urbanismului, reducerea termenului rezolvarea documentației și alte solicitări adrese depuse de cetățeni. Obiective. Executarea lucrărilor de întocmire, aprobare și eliberarea autorizațiilor de construire, desfințare, precum și evidența și activarea acestora, asigurarea, instrumentarea și soluționarea în termenele și în condițiile prevăzute de legea tuturor solicitărilor persoanelor fizice și juridice transmise compartimentului prin intermediul registraturii, asigurarea eliberării într-un cadru legal a certificatului de urbanism, recălare în folosință și de adverințe centrului intabulare, urmărirea regularizării taxelor de autorizații de construire, urmărirea cu maximă eficiență a proceselor verbale de constatare a contravențiilor, precum și a măsurilor dispuse și sezării instanțelor de cunoștință la modul de soluționare a cazurilor, urmărirea anunțării începerii lucrărilor de construire autorizate, urmărirea respectării prevederilor autorizațiilor de construire și desfințare.
și sancționarea contravențională a abaterilor la disciplina din construcție. S-au emis în 2015 79 certificate de urbanism, 57 autorizații de construire, 11 procese, s-au întocmit 11 procese verbale de recepție la terminarea lucrurilor de construire, 30 de procese verbale de constatare la terminarea lucrurilor de construire, s-au eliberat 45 de autorizații de branșament energie electrică. În 2015 au desfășurat activitate de transport în regim de taxe 13 mijloace de transport, iar în regim de închiriere 4 mijloace de transport. S-au eliberat și prelungit 25 de acorduri de funcționare pentru punctele de lucru ale agenților economice. Compartimentul asistenței sociale. În decursul anului 2015, activitatea a avut ca rezultat următoarele. Au fost întocmite 428 de cereri de ajutor de încălzire cu lemne și efectuate 257 de anchete sociale la domiciliul beneficiarilor. Au fost întocmite 65 de cereri de ajutor de încălzire cu gaze naturale și efectuate 39 de anchete sociale la domiciliul beneficiarilor. Au fost efectuate 352 de anchete sociale din 3 întreruri pentru beneficiari de alocații susținerea familiei. Au fost efectuate 66 de anchete sociale din 3 întreruri pentru beneficiari devenit minim garantat. Au fost monitorizați 10 asistenți personali și 63 beneficiari de indemnizație. Au fost efectuate un număr de 287 de anchete sociale la domiciliul solicitanților persoane adulte și 27 de minori în vederea prezentării acestora la Comisia de Validare a Persoanelor cu Handicap. Au fost efectuate 75 de anchete sociale pentru elevii beneficiari ai Programului Național Bani de Liceu și Bani pentru Calculator. Au fost efectuate 53 de anchete sociale la domiciliul unor persoane la cererea judecătorii sau a tribunalului. Au fost efectuate 21 de anchete sociale în vederea acordării ajutorului de urgență și înmormântare. Au fost efectuate 243 de răspunsuri la adresă solicitate de GASPC, Poliție și AJPIS. Au fost întocmite 16 dosare acordate indemnizații în creștere copil, au fost recuperate sumele acordate necuvenit unor beneficiari ASF și BMG și ajutor de încălzire. Registrul agricol și fond funciar. Activitatea specifică registrul agricol și de fond funciar au constat în asigurarea unei evidențe unitare cu privire la gospodăriile populației, clădiri utilare, instalații agricole și mijloace de transport efective de animale, de specii și categorii, categoriile de folosință a terenului și suprafețelor cultivate prin completarea registrului agricol și centralizarea anuală a datelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Au fost înregistrate 4.456 de poziții de rol. Înscrierile de date în registrul agricol s-au făcut pe baza declarațiilor date de capul gospodării sau un membru major al din gospodării. Înregistrarea și monitorizarea contractelor de arendare, primirea buletinilor de avertizare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor din culturi și afișarea pentru informarea producătorului agricol, furnizarea de consultanță de probleme de registrul agricol, fond funciar pentru cetățenii care solicită sprijin în acest sens. Rezolvarea în condițiile legii a cererilor și contestațiilor de probleme din fond funciar și a cererilor prin care se solicită certificate de adeverințe, dovezi sau acte care se eliberează în baza registrului agricol. Participarea la comisiile constituite pentru constatarea calamităților la culturile agricole privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură, conformitate cu prevederile legale în vigoare. Verificarea în teren a existenței produselor agroalimentare, estimarea producțiilor și cantităților destinate comercializării, întocmirea proceselor verbale și eliberarea certificatelor de producător agricol. Au fost eliberate 83 de atestate de producător și 50 de carnete de producător. Corespondențe pe probleme de registru agricol, fond funciar cu instituția prefectului, Direcția Județeană de Statistică, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și alte instituții aflate în sfera relațională externă. Serviciu voluntar pentru situații de urgență. Activitatea acestea s-a desfășurat în baza hotărârii Consiliului Local Sanscut. În cursul anului 2015 au avut loc 11 incendii de locuințe sau anexe, 11 incendieri de vegetație și s-au efectuat controle la gospodările populației și instituții. S-au monitorizat codurile de vreme nefavorabile. S-au cumpărat un număr de 20 de instinctoare noi și s-au încărcat cele care aveau termene expirate. SGCL. Serviciul Apă Canal. SGCL administrează o rețea de captare și distribuție a apei potabile în lungime de 37 de kilometri pentru bazine, 4 bazine de înmagazinare a apei, 4 puțuri forate și 3 drenuri. Apa potabilă fiind furnizată în sistem centralizat în 4 sate din comună, respectiv Sascut, Pâncesa, Sascusa și Valea Nacului. În perioada de raportare s-au executat, pe lângă reviziile planificate, un număr de 36 de intervenții pentru repararea defecțiunilor apărute în sistemul public de alimentare cu apă, avariile apărând cu precădere în satele Pâncești s-a scustat, unde rețeaua este veche și necesită lucrări de extindere și redimensionare, având în vedere extinderea satelor și consumul crescut. De asemenea, s-a reușit înlocuirea conductei de drenaj de la Vâlcuța pe o distanță de 50 de metri, vechea conductă fiind colmatată și avariată. Serviciul de canalizare se prestează, se
prestează doar în localitățile Satcuș și Schine, rețeaua de colectare a apelor uzate fiind în lungime de 10,74 km, iar stația de epurare a apelor uzate a fost pusă în funcțiune începând cu 1 august 2015. Principala problemă legată de serviciul de salubritate se referă la folosirea necorespunzătoare a sistemului de colectare a apelor menajere de către utilizatorii prin deversarea unitor categorii de reziduri, fapt ce conduce la intervenția utilizatorilor prin deversarea anumitor categorii de reziduri, fapt ce conduce la intervenții aproape zilnice pentru decolmatarea țelilor de scurgere. Gradul de încasare a contravalorii serviciilor prestate este de circa 50%, existând dificultăți la recuperarea debiturilor datorită problemelor financiare cu care se confruntă o parte a populației, iar și pe de altă parte a neputinței de debranșare a celor care au rețeaua de aducțiune chiar prin curțile lor. Serviciul salubritate, personalul compartimentului de serviciu a asigurat igienizarea și salubrizarea spațiilor verzi a cursurilor de apă, dar și colectarea și compactarea deșeurilor menajere. Pe parcursul anului s-au realizat distribuirea de bubele la toate gospodările de pe raza comunei Sascu. S-a asigurat prevarea săptămânală a deșeurilor de la toți cetățenii comunii și transportul acestor la depozitul ecologic de la Bacău. Problemele cu care ne-am confruntat în acea privire și serviciul de salubritate, cea mai mare parte, se referă la nerespectarea de către o parte a cetățenilor a normelor de igienă. Încă se mai transportă gunoi în diverse locuri ale satelor. Cum se spune, la pârâu. Se aruncă diverse resturi vegetale sau deșeuri din construcții la puncte publice de colectare. Serviciul de iluminat public. Se asigură întreținerea și funcționarea rețelei de iluminat standard și iluminatul ornamental festiv. În anul 2015 sunt de menționat un număr de peste 130 de intervenții pentru remedierea defecțiunilor apărute, în special pentru înlocuirea becurilor arse. Au fost înlocuite un număr de 475 de becuri arse și montate încă 20 de lămi noi, asigurându-se astfel o acceptabilă funcționare a iluminatului public. Toate cele 14 posturi de transformare au fost dotate cu fotocelule pentru aprindere, închidere automată. Cu utilaje aflate în administrația de cele s-a asigurat balastarea străzilor din Sascut, Pâncești, Berești, Conțești, Sascuța și s-a asigurat dezăpezirea corespunzătoare a tuturor drumurilor de perioada. Învățământ în comuna Sascut. Activitatea de instrucție și educație în comuna Sascut în anul 2015 s-a desfășurat în cadrul școlii gimnaziale, în componență în care intră 3 școli gimnaziale, Sascut, Sascut, Sat, Pâncești, o școală primară, Berești, și 5 grădinițe cu program normal, Sascut, Sascut, Sat, Pâncești, Berești, o grădiniță cu program prelungit, Sascut, precum și în cadrul liceului tehnologic Emilias, o unitate școlară ce răspunde nevoilor pieții muncii și comunității locale, având ca obiectiv pregătirea de specialiști în meserii specifice. Tehnician veterinar, tehnician în activități economice, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, mecanic autozootehnist. Activitatea celor 312 elevi de liceu s-a desfășurat sub îndrumarea a 25 de cadre didactice, 14 profesori titulari și 11 profesori suplinitori calificați, un secretar, un contabil, un informatician, un bibliotecar și un administrator într-o clădire cu 3 nivele, având în componență 17 sale de clasă, 2 laboratoare de informatică, un laborator pentru predarea limbilor moderne, un laborator de chimie, un laborator de fizică, atelier mecanic, cabinet de asistență psihopedagogică. Probabilitatea la examenul de bacalaureat național 2015 cumulat cu cele două sesiuni este de 62%, ocupând locul al 6-lea pe județ. Activitatea celor 692 de elevi de la școala gimnazială Sascut, 431 din școlul primar și 261 din școlul gimnazial, aflat la sfârșitul anului școlar 2015, a fost coordonată de 52 de cadre didactice titulare, 10 în învățământ preșcolar, 21 în învățământ primar, 21 în învățământ gimnazial și 13 suplinitori calificați, 3 în învățământ preșcolar, 3 în învățământ primar și 7 în învățământ gimnazial. La aceștia se adaugă personalul didactic auxiliar, un secretar, un contabil, un administrator, un bibliotecar, un informatician. Transportul elevilor la cursuri s-a făcut cu ajutorul la 2 microbuze școlare, unul pentru învățământ gimnazial și unul pentru elevi de liceu. Biblioteca comunală Sascut. La sfârșitul anului, biblioteca dispunea de 13.248 de volume, 4 calculatoare conectate la internet, o imprimantă, un scanner, un videoproiector și 12 locuri în sala de lectură. În anul 2015, biblioteca a avut un număr de 250 de utilizatori înscriși, 200 de utilizatori activi. Au avut loc 4.200 de tranzacții de împrumut individual și au fost eliberate 4.600 documente din care consultate în bibliotecă 1350. În cursul anului au fost desfășurate un număr de 9 activități în parteneriat cu școala și grădinițe de localitate și 3 activități în cadrul bibliotecii Sturza din Bacău și a bibliotecii comunale Răcăciun. Sănătate. Locuitorii de pe raza comunii Sascut beneficiază de activitatea a 3 dispensare cu 4 cabinete medicale, 2 cabinete stomatologice, 4 farmaceutice, un cabinet medical veterinar și un punct smurt cu activitate permanentă. Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. Activitatea serviciului de evidență a persoanelor în perioada analizată s-a desfășurat cu respectarea legislației în vigoare și a ordinilor și dispozițiilor primite de la Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrația Bazelor de Date București
și sub direcția îndrumarea Serviciului Județean de Evidența Persoanelor Bacău. Biroul de Evidență a Persoanelor de Servicii pe această linie, un număr de 4 localități, Sascut, Corbasca, Tătărăș și Valea Seacă, cu o populație de 22.439 de persoane. În cursul anului 2015, cei doi lucrători au acționat cu precădere pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a persoanelor care aveau acte de identitate expirate și punerea în legalitate a tinerilor care au împlinit vârsta de 14 ani. 1950 de persoane majore și 382 de tineri de 14 ani. S-a desfășurat activități specifice după cum urmează. Cărți de identitate 2728, cărți de identitate provizorie eliberate 65, schimbări de domiciliu efectuate 566, vize de reședință aplicate 72, persoane luate în evidență de naștere 232. Serviciul Poliției Locale s-a ascult. Poliția Locală s-a ascult și a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile legii Poliției Locale, regulamentul cadrului organizat și funcționale a Poliției Locale, legea administrației publice locale, legea funcționarilor publice, precum și altor acte normative prevăzute în legile speciale. Polițistul local a avut atribuții de control la agenții economici, piața s-a ascult, asigurarea ordinii la școli generale și liceu. A participat alături de celelalte structuri de manifestări la manifestările culturale, artistice, sportive și religioase. Ce vreau să vă spun, am tras-o așa la foc automat pentru că era mult de stat și de aceea a trebuit să citesc așa într-o grabă mai mare. Dacă aveți și alte de comentat. Deci, mulțumim domnule primar. Aici îmi trebuie doar ca timpul informativ, dacă dumneavoastră aveți ceva de adăugat la activitatea desfășurată de primar și de colaboratorii dumnealui, după mine este o activitate foarte bogată și meritul este și al dumnealui, dar în primul rând a celor care deservesc, care fac servicii la primărie. Așa, în condițiile în care fac, sunt zi de zi asaltați și caută să-și achite datoriile de care au trebuie să răspundă. Cine poate să vorbească? Eu întreb, v-ați spus undeva de 4 puțuri forate, că au fost forate sau au fost îngrijite. Nu, acum am îngrijite și întreținute. Sunt, deci nu că sunt în total 4 puțuri forate. Da. Nu că au fost anul trecut. Am înțeles că au fost din formulare așa, am înțeles că au fost forate 4 puturi. Nu, reiau dacă e nevoie, dar... Nu, trebuie să le luați, ca o întrebare. O precizare aș vrea să fac în ceea ce privește procesul de instrucție și educație din comuna noastră, este meritul Atleului Sascu. La nivelul școlilor există 3 microvizituri, 3 microvizituri școlare. 2015. Pe 2015? Erau 2 și jumătate și acum îl avem noi cu normă întreagă. Deci da. Sunt 3. Acum sunt 3, da. Atunci în 2015 au funcționat 2 jumătate. Da. 2 jumătate. Unul era cu jumătate de nori. Nu m-am văzut. Mai e cineva care... Unul era cu jumătate de nori. Da, mulțumim. Nu mai făcea bani. Trecem la punctul 2 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Stâncilă Nicolae. Comisia 1. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Jumătate, nu favorabil. Deci jumătate era, domnul. Da. Procesul verbal al Comisiei de Validare nu există. Ce se întâmplă? Președintele nu a fost prezent, secretarul nu a ajuns, a venit mai târziu, eu am fost singur. Deci nu se putea să ține consum de modul activitatea comisiei. Da. Poftim, domnul Bolan. Domnul președinte, Comisia de Validare, am spus-o și în ședința trecută, vă spun și în ședința asta. Comisia de Validare se întrunește după ce se validează omul. Ascultați-mă de ce. Pentru că întreaga comisie, întreaga listă a PSD-ului în speță și a dumneavoastră, a PNL-ului și a celorlalte partide, a fost validată de către tribunal printr-un act care spune sunt validați aceștia urmând să-și primească funcțiile în Consiliul Local în data când este suspendat cineva sau vine altcineva în locul lui. Așa că vă fac precizarea și dumneavoastră, și sper să găsesc înțelegere de data asta, că această comisie nu are ce să valideze dacă noi nu l-am propus spre validare. Comisia de validare de fapt și de drept se întrunește după ce consilierul asta e părerea mea. Asta e părerea mea. Părerea mea. Și eu ceva de zis. Da, puti. Dacă a terminat doar. Da. Cred că este în eroare domnul Popa, pentru că se întrunește, se face o propunere către Comisia de Validare, se validează în Comisia de Validare,
se încheie un proces verbal care o să trebuie să-l aveți în fața dumneavoastră. Exact funcționează cum funcționează și comisiile de specialitate și această comisie de validare. Vă rog să scrieți în procesul verbal. Așa s-a întâmplat și când s-au validat consilierii la începutul mandatului, cei care au fost validați de comisie au fost după aia supuși la vot pentru validarea în ședința de consiliu, de către consilier. Asta este procedura. Dacă dumneavoastră vreți să inventați ceva, îmi pare rău, domnul Popa. Dar nu asta este... Nu, ba da, ba da. Deci cum să faci o ședință... Cu... Nu e a mea, conform legii. Deci eu nu zic din părere. Conform legii, așa scrie legea. Dacă ați omis ca să... faceți această comisie sau nu s-a întrunit sau ce s-a întâmplat, înseamnă că nu poate să treacă mai departe. Nu s-a făcut de primul, nu a fost... Domnule, dar de la ultima ședință până acum, a avut atâta timp să facă comisia, dar nu e obligatoriu să facă. De la ultima ședință, nu, după ce s-au primit materialele. După ce s-au primit materialele, nu de la ultima ședință. Cum? De la ultima ședință a fost discuția de validare. Materialele cu validarea acestui consilier se fac de 10 ședințe. S-au primit materialele. Comisia a stabilit tot dumneavoastră, că ați fost majoritar. Domnul Porțun, ați fost majoritatea dumneavoastră, dumneavoastră ați votat comisia. Eu spuneți, domnul Vespan. Dumneavoastră, când a plecat domnul Petrache din Partidul Democrat, a venit la PSD, a schimbat toate comisiile. Mai puțin comisia de validare. Mai puțin ca atunci. Care a rămas la PSD. Ați greșit. Și ați făcut majoritatea PSD-ului. Având în vedere că sunteți liderul dânșilor, trebuia să-i atrageți de atenție. Da, sunteți liderul. Nu e nimic, doamnă. Poți să mă pun și în mijlocul doar aici. Nu e problemă. Deci, eu vorbesc conform legii, nu vorbesc povești care le spun... Comisia de validare, având în vedere atâtea ori materiale, este comisia de validare, trebuie singură să se îndurească. Nu trebuie să ne apuci ceva. Vă reușesc, că fiecare vorbește cum vrea. Deci fie o ordine la discuții, da? Nu suntem la piață. Deci, domnule... Cui revine atribuțiunea să îndurească comisia de validare? După mine, secretarul... Primăriei trebuie să-i convoace? Nu. Da, exact așa e. Secretarul trebuia să-i complică. Secretarul răspunde de legalitatea care trebuie. Deci ce fac părerea mea? Nu, legalitatea în primărie este reprezentată de secretarul primăriei. Nu primar. Nu are rost să mai continuăm. Dar orice comisie, haide să lămurim o situație. Orice comisie se întrunește atunci când președintele, secretarul, anunță că trebuie făcută o ședință pentru validare, invalidare sau orice ședință a Consiliului. Domnul primar, dacă sunt membri ai comisiei de validare, care nici nu știu că sunt membri în acea comisie, ce să mai discutăm de funcționarea comisiei? Știi toată lumea. Păi cum dacă... Cum nu există așa ceva. Ia spuneți, cine sunt membri aia de comisie? Trei. Domnul Vesman, domnul Borsun și domnul Costi. Și de ce nu s-au întâlnit aceștia doi? Ei au fost anunțați, știți? A fost înștiințat pentru ceva? Și acum. Cum adică a fost înștiințat? Dar cine trebuia să înștiințe? Secretarul ședința următoare. Nu e adevărat. Azi, domnule, dar sunt președinții ședinței. Nu trebuie să acolo. Ședința următoare care nu a fost, domnul. Nu, haideți să înștiințăm. Dacă mă uitați la atribuțiile secretarului de comisie, el este cel care trebuie să anunțe. Deci una din atribuțiile acestuia este asta. Primești sigur că. Și face. Și asta înseamnă că de acest domn nu și-a respectat funcțiile care le are, înseamnă că este singurul vinovat în toată treaba asta. Este absent, domnul. Nu, dar faptul că n-a fost. Nu s-a întâlnit. Nu s-a întâlnit. Păi n-a reușit să ajungă nici acum la ședință, domnul Vespa. N-au fost toți membrii. Nu s-au putut constitui. Dacă sunt trei membri într-o comisie, se poate lucra cu doi membri. Nu e nicio problemă. Nu crezi, dar cine trebuie să ia inițiativa? Președinte. Nu, secretarul comisiei. Haideți, domnul. Secretarul comisiei, domnul la comisie. Lăsați că vă ați domnul Ruz. Eu v-am mai atras atenția odată să facem ceva legal. E a 11-a ședință că nu se pot valida doi colegi de-a noștri.
Faptul că vei frică că se schimbă majoritatea la unii, nu înseamnă că trebuie să încălcăm legea. Nu s-a întâmplat în istoria Sascutului de 26 de ani să întâmple așa ceva. Doi. Un fapt corect, domnule președinte, și vă rog să analizați acum. În partea stângă suntem 7, în partea dreaptă dincolo, în dreapta dumneavoastră, suntem 7. Ajungem la un blocaj. Sperăm ca proiectele astea să treacă, că dacă nu votăm noi 7, nu votează ceilalți 7, suntem la un blocaj care legea nu ne permite să ajungem în așa fel. Regulamentul și legea 215. Și îmi pare rău că doamna secretară nu are experiența necesară de a se prezenta cu legea în față, să spună Consiliul Local ce s-a întâmplat de la ultima ședință, că a trecut 30 de zile, și putea să o aducă în fața consilierilor noștri să spună, uite în ce condiții se validează un consilier. Cine răspunde, cine convoacă și cine face tema respectivă pentru Consiliul Local. Mai mult de atât, și sper să nu plictisesc într-o 10 secunde termin, domnul secretar al Comisiei a venit mai târziu. Domnul primar era de așa aici. S-a inițiat înainte cu 5 minute de ședință, că asta a fost, să se facă acest proces verbal de către secretarul Comisiei. Nu s-a dorit. Îmi cer scuze că intervin. Era început de ședința când a venit. Domnul colega, eu nu v-am. Dați-mi voi un pic. Deci a venit la 12.38. Deci, domnul Bosu, și ziceți că era înainte de ședință și nu a vrut. Domnul Bosu, dar de ce nu spuneți realitatea? Da. Dar spuneți realitatea. Păi dacă a întârziat și a ajuns la 38, de ședința a început la 30. Domnul Bosu, pentru un coleg de-al nostru, puteam chiar să facem, cum să zic eu, o excepție. Mi se pare că nu e corect. Și atenție, vă mai atrag atenția că fiecare răspunde pentru abuzurile care le face. Noi am semnat și am pus mâna pe Biblie și am jurat că respectăm legea. Nu mi se pare corect că ne tratați în așa fel. Eu vă mai întreb, domnule președinte Borsun, președinte Bartin, în condițiile când dați vrem să scoatem cele 13 hotărâri, avem la ora actuală, din cauza că lipsește domnul consilier Vespan, un blocaj? Nu. Este blocat. Pe cum? Nu este. Păi uitați-vă. Dar uitați-vă. Suntem 7-7. Dar se poate întâmpla o dată. Dar se poate întâmpla o dată. Dar la trecută nu am fost 7-7. Nu. Dar nu a fost tot la 7. Dar nu asta e problema. Era Vespan prezent. A acceptat și domnul Padea. A acceptat și domnul Padea. Nu. A fost absent. Domnul... Deci să te iau... Când a acceptat domnul Padea, domnul Vespan era. Și era domnul. Era și domnul. Era doamna de acolo lipsă. Și era 2-6, dumneavoastră 7. Da. Deci n-am fost deci niciodată egal așa, la bară 7-7. Deci sunt 15 consilieri. Da, nu poți mai cu hotărârea. Ba da, îmi cer scuze, sunt 15 consilieri în funcție. Da. Sunt 15 consilieri în funcție. Sunt minus 2, da? Dumneavoastră aveți lipsă 2. Da. Deci, paritatea este tot fără soț. Deci nu este cu soț ca să poată să fie egal. Dacă lipsește cineva, nu se poate adopta o hotărâre. În rest altceva nimic. De ce doar? Păi dar ce poți să obligi pe cineva dacă are o problemă să vină? Mă rog. Că la ședința de astăzi a participat și secretarul Comisiei de Validare și membru al Comisiei de Validare. Chiar cu întârzierea care fac minți. Vă mulțumesc. Ședința a venit la jumătate, am venit la două. Deci, în condițiile astea, trebuie să votăm. Dar de ce nu? Dar de ce nu ați votat? Supuneți la vot, că așa se face. Dumitare, dacă nu am procesul verbal al Comisiei de Validare, deci nu supun nouă, că nu este un dar n-ai, dar n-ai voie să faci așa ceva. Deci data trecută s-a supus la vot. Domnul Borsun a supus la vot. Dumitare, de ce nu spui? Ai greșit, Dumitare. Nu. Deci supuneți la vot. Că nu-i normal ce faci. Ceea ce ziceți dumneavoastră de validare, ăla e rolul Comisiei. Să vadă dacă actele, documentele sunt
conform cu realitatea. Le-a verificat tribunalul. Le-a verificat tribunalul. Domnule Herbeanu, suntem sigur, mă, da. Dar ce noi suntem infractori aici? Nu, dar de ce suntem? Păi cum, și cum îl verifici? Dar pe unde îți face o recomandare? Păi da, faceți-vă datorie, domnule. Adică de ce? Ce ești președinte ședinței? Da, da, eu sunt... Deci, supun la vot. Supuneți la vot? Nu vă bărbuniți. A, deci nu vreți să supuneți la vot? Nu mai aveți puțin și respectați legea. Deci nu vreți? Nu. Bine, domn, deci nu vreți? Nu avem... Nu vă jucați, așa că nu e corect. Deci vă rog, doamna secretară, să specificați în procesul verbal, domnul președinte de ședință nu vrea să supună la vot proiectul de hotărâre. Ne fiind procesul verbal... Dar ce de fiind? A spus noi. Nu acceptat supunerea la vot. Deci... Mergem la... Țineți gura. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Pe anul 2016. Deci despre Comisia 1. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Favorabil. Poftiți. Are domnul primar. Despre ce este vorba? Despre copiii instituționalizați și despre bătrâni aflați în centre. Noi participăm și noi cu o cotă parte din toate cheltuielile, de 35%. Și trebuie aprobată de către Consiliul. Iar cu care e totalul? Doi copii și 7 adulți. Deci, mai sunt discuții pe tema aceasta? Supunem la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului? Cine se abține? Împotrivă? Deci, trecem la proiectul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulilor de branșare la rețeaua de apă Conțești, inițiativa primarului Conțești. Favorabil. Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3. Mai sunt discuții, domnul primar? Da, dar știți despre ce este vorba, ați văzut regulile, ați văzut și... Adică noi aprobăm azi... Reguli de branșare, nu? Nu reguli de branșare. Nu la branșare. Să punem la vot. Deci cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind finalizarea investiției extindere rețea electrică așa, în zona Biserica Catolică, locată s-a ascut. Lucrările aici s-au terminat, s-au făcut, nu mai trebuie branșat și noi să ne dăm acceptul. S-au plătit, deci totul este regulamentat. Da. Aveți discuții pe temă? Ba da, eu am o discuție. Deci vreau să... sunt de acord cu proiectul că este executat în acum, dar vreau să legăm această discuție vis-a-vis de extinderea rețelelor din comună, pe care am avut-o la satul Berești, și la... Sunt, și acestea sunt... Sunt. Există, există proiect pentru strada de dincolo de pod, da, da, care merge pe marginea. Avem documentația... Există, deci, da? Vă rog, doamna secretară. Avem documentația în derulare. Deci documentația la momentul ăsta există, domnul da? Este în derulare, dar cele două investiții sunt în derulare. Eu v-am întrebat doar atât. Deci, documentația este un lucru. Însemnând ridicări topografice, însemnând o grămadă de... Vă aduceți și pe ordinea de zi. Domnul Apostol, încă o dată vă întreb. Deci încă o dată vă întreb. Nu mă refer la cea de la care știu că este în lucru aia. Și asta la altă. Asta la altă de la margine. Există documentație. Exact. Nu că nu există documentație. Vreau să spuneți ca și cum s-ar fi terminat documentația și urmează execuția. Este în lucru și elaborarea documentației. În ce stadiu este în lucru? În lucru la... executanți. Se fac studii de soluție, se fac studii topografice, se merge pe aviz la EON și se stă pe autorizație tehnică de racordare 5-6 luni, cum s-a stat și aici în spate la investiția cealaltă pe care am încheiat-o. Procedura poate să dureze și un an de zile, de fapt, cum a durat și la cea de aici. Un an de zile a durat. Deci noi suntem în stadiu de studiu de fezabilitate, să înțeleg? De execuție. Nu, nici execuție. Obținerea documentelor în vederea execuției. Nu se face studiu de fezabilitate, se face studiu de soluție. Ca și cum un certificat de urbanism care trebuie să iei avize pentru demararea. Ceea ce este foarte important este că aceste două rețele au finanțare asigurată și sunt semnate contractele de lucrări și de execuție. Este contractul important. De lucrări cu cine? Cu EON? Primăriei EON? Nu, EON nu lucrează. EON nu face lucrări. Cu firme autorizate ANRE.
firme private. Deci avem o firmă ARE care va executa aceste două rețete. Exact. Cele două contracte sunt încheiate, le puteți vedea, sunt la mine, sunt publice, nu-i nicio problemă. Da. Ne mai fiind atingeți, spune la vot. Da. Nu este pe împotriva abținerii totalitate. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2016. Favorabil. Comisia 2. Discutii pe tema? Nu. Supunem la vot? Da. Dar m-am contat să avem ceva de Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva și abținem. Proiectul de hotărâre numărul 7. Proiectul privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 425 metri pătrați teren situat în Sascuțat, parte din domeniul privat. Comisia 1? Favorabil. Comisia 2? Favorabil. Comisia 3? Favorabil. Discuții? Nu. Ceva acolo să țineți cont. Am mai repetat lucrul ăsta. Acolo este și un cămin și conducte de apă. Să fie evitată fără să fie acces, fără nicio problemă. Să nu facă investiții. Deci să respecte ceea ce... exact ceea ce este... Și nu se poate modifica în timpul jocului. Supuneți la vot. Supuneți la vot. Abțineri? Domnul Petrache, să abține? Nu, și eu. Ați vă rămas cu mâna. Eu abțin. Deci, în unanimitate, am mai trecut și acest proiect. Proiectul numărul 8. Eu abțin. Cine? Este o abținere? Da, eu. Cine? Domnul. Pavel Pavel. Bine. O fi intrat în groapa acolo. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul privat al Comunei Sascut un număr de 3 apartamente situate în Comuna Sascut. Comisia 1? Favorabil. Comisia 2? Favorabil cu discuții. Comisia 3? Vă rugăm discuții. Aș vrea să spuneți care sunt aceste 3 apartamente, cine le ocupa. Cine le ocupa? Nu vreau să aud de la spune, da. Deci sunt cele 3 apartamente în care noi le avem închiriate către Apostol Romulus, Crăciun Ioan și Efrim. Ei sunt chiriași acolo. Și noi trebuie să le trecem în domeniul privat. Ca să le trecem în domeniul privat al comunii. Și încă o întrebare, câte apartamente de genul acestor 3 mai sunt în comună în evidența primăriei? Mai sunt cele deasupra primăriei, 12. Deci totalul sunt 12 apartamente. 12 plus astea 3. Plus astea 3. Să punem la vot, președinte. Da. Deci, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Trecem la proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de întreținere și menținere a spațiilor verzi în Comuna Sascuș. Comisia 1? Favorabil. 2? Favorabil. 3? Favorabil. Discuții aveți? Facem să vedem. Nu. Nu sunt discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă. Deci toată lumea a trecut. Așa. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice și a decontării către Adis Bacău la tarif de 317,73 lei tona, fără TVA, pentru colectarea deșeurilor municipale atât din domeniul rural, cât și din mediul urban, pentru perioada de tranzit. Comisia numărul 1. Cu discuții. Așa, aprobat cu discuții. 2. Comisia nu a vizat acest proiect. 3. Bravo. Tot cu discuții. Jumătate, așa. Da. Poftim discuții. Domnul președinte. Înainte de discuții, îmi dați voi un pic. Da. Problema asta noi am mai discutat-o și altă dată. Agenții economici ne-au rugat să intervenim la nivelul ADIS și la nivelul județului. Noi ne-am dus cu plângerile dumneavoastră la nivelul asociației
Și dacă ați citit cu atenție, ați observat că ei ne pun să validăm doar contractul. Iar negocierea se face între societate și ADIS. Și Rompres. Mai departe, ați văzut că pentru anumite societăți, și scrie, dacă ați văzut în material, se va pleca de la 0,50. Deci nu mai este... scuze, care este la etajul 1? Câte aveți la etajul 1? Da, merg mai departe, așteptați. Deci asta nu se face doar pentru SASCU. Care este la etajul 1? Câte sunt pentru la etajul 1? Domnul, dacă îmi dați voi, continuu. Dacă nu, mă opresc. Așa, după care... Ați văzut cele cu spații mici, societățile cu spații mici, IU-urile, PP-urile, astea pleca de la 0,50. Și el. Mai este, ați văzut acolo, cu posibilitatea de negociere de la 0,25. Ați văzut, da? Deci, acolo nu mai specifică care sunt. Asta depinde de modul în care negociază fiecare întreprinzător cu Rompres. Noi asta... am avut de spus, deci în legătură cu acest contract. Noi punem contractul, l-ați văzut, l-ați așa, dacă îl supunem votului, dacă se votează, votează, dacă nu... Dacă îmi permiteți să părăsesc sala de ședințe, merg la recepție centrală termică liceu. Mi-a venit. Supunem la vot, sunteți de acord pentru părăsirea? Da. Domnul Opoba, poftiți aveți legat de această temă. Legat de această temă. Deci, în primul rând, domnule primar, faptul că agenții economici v-au rugat să interveniți, a trebuit să aveți o hârtie în care v-a delegat, că nu toți agenții economici v-au delegat să faceți treaba asta, și a doua, faptul că primăria... Deci legă, nu, eu nu știu, eu vă spun, sunt câțiva agenții economici care au venit și mi-au spus punctul lor de vedere. Și eu sunt consilier, îi reprezint, trebuie să vă aduc la conștiință această neregulă pe care ați făcut-o. Pentru că nu există temei legal ca dumneavoastră să-i reprezentați pe agenții economici. În hotărâre și în lege spune clar că agentul economic este singurul care dispune de banii lui. El trebuie să negocieze direct cu acest... Clar! Deci noi, primăria, în momentul în care vine omul la dumneavoastră, n-aveți nicio treabă să legați eliberarea unor acte de finalizarea sau nefinalizarea acestui contract. Pentru că nu... Am impresia că dumneavoastră nu știți că pentru a da curs unui act, trebuie să ai niște acte care... Ba da, eu știu treaba asta, dar nu trebuie să favorizați Romprestul. Deci dacă un agent economic vine și are un alt contract cu altcineva, n-a nicio treabă. Deci el, dumneavoastră nu poți obliga firma privată să semneze cu Romprestul. Deci asta este conflict de interese. Toți din comuna s-a spus, n-au făcut așa ceva. Este punctul meu de vedere. Corect. N-am spus că este... Consiliul local votează. Oricum nu o să treacă. Supuneți la vot ca să nu mai vorbim mult. Vreau și eu. Da, îmi cer scuze, din păcate am văzut o înregistrare care a dat-o cineva pe internet, în care a fost, am impresia, domnul apostol prezent, la care nu a avut niciun cuvânt de spus, îmi cer scuze că pot să spun lucrul ăsta, că am văzut-o. Cei care au apărat interesul oamenilor de afaceri și a institut și a școlilor, că și școlile intră în toate astea, a fost domnul viceprimar de la Moinești, în care a spus că nu există nicio lege, niciun ordin, în care administrația publică locală să intervină într-un raport de contracte între două societăți private. Dar eu ce am spus mai înainte? Da, dar vreau să mă repet și eu, am înțeles. Dar nu ați spus dumneavoastră că a fost acolo cineva reprezentant care nu a luat nicio poziție. Asta am vrut să spun, ce n-ați spus dumneavoastră. Și poziția asta a luat-o cineva, îmi cer scuze, spun ce am spus. Nu este obligatorie ca să fie luată printr-o hotărâre de Consiliul Local. Ei vor să spele pe mâini
Cu hotărârea noastră. Cu hotărârea noastră. Corect, așa se întâmplă. Îmi pare rău, domnule primar, că spun lucrul ăsta, că dumneavoastră ați intrat în jocul ăsta. Și dacă ați intrat... Nu, îmi cer scuze că putem să ieșim. Dar n-ați vrut, nu m-ați lăsat. N-ați vrut. N-ați vrut. Deci eu aș fi... Dar lăsați-mă să vorbesc, vă rog. Eu vorbesc jumătate de oră. Da. Ce se fac? Deci ar trebui ca să modificăm în acel act de funcționare al regulamentului de funcționare în care se spune acolo că trebuie să fie prelungită acea autorizație de funcționare anual. Sau chiar dacă trebuie acel contract, contractul unde zice de prețurile astea și ne impune tariful minim să fie zero, domnul. Pentru că zice un metru cub, dacă eu nu am și nu dau... Să pornească de la zero. Să pornească de la zero. Când ai, atunci să te taxeze. Eu cred că toată lumea este de acord să încheie cu Rompresto un contract, dar care nu ne obligă un tarif de la început sau un metru cub sau asta, cu zero. Dumneavoastră vă... Deci este un contract între două societăți. Când intervine și obiectul activității, când se dă gunoi, atunci să-și plătească. Dacă nu, noi nu avem problemă să nu încheiem. Noi suntem de acord și dumneavoastră, rugămintea noastră, să mergeți cu propunerea, că noi unde aveți anexa numărul 1, să fie, să nu ne impună în anexa numărul 1, care o avem aici, care o avem aici, deci trebuie să fie cantitatea minimă. Zero. Minim. Da, zero. Minim. Ei pleacă de acolo de la o anumită cantitate. Păi da, și ei aici ne impune. Dar de ce să ne impună noi? Dumneavoastră trebuie să mergem. Sunt societăți mari care au și contractul să fie toate mari. Un singur om. Și chiar se zice că zice de 0,5 metri cub contravaloarea unei, cei care stau... Nu mai un pic că citesc. Contravaloarea unei cantități de 0,5. Nu noi trebuie să facem asta, face agentul economic. Dar de să ne ridicim. Nu noi trebuie să facem. Dar domnul primar zice că s-a rezolvat o mică problemă. Zice care, deșeuri menajeri, pentru utilizatorii care au sedii sau puncte de lucru la etajele superioare ale blocurilor. Păi da, și cine are la etajul blocului? Nu e vorba de SASU. Păi nu e vorba de SASU. Deci nu s-a rezolvat nicio problemă. Ba s-a rezolvat, dacă vă mai uitați. Mai citiți am citit tot, îmi cer scuze dacă ar dura prea mult. Nu s-a rezolvat nimic. La urmă, emisiunea aia, ați văzut că 6 dintre reprezentanții comunilor au votat pentru 0,25. Printre cei 6... Dați un pic. Ba, lăsați să termin. Da. Așa. Printre cei care, deci s-a dus la prețul minim acolo, s-a dus cel mai jos, s-a aflat și reprezentantul comunei Sascut. Deci eu rămân la părerea că nu trebuie să ne băgăm între aceste societăți și nu trebuie să fac eu nimic. Nu ia să puteți asta. Asta e. Îți cer scuze, iar mai intervin, pentru următoarea ședință trebuie modificat în regulamentul de funcționare acel contract ca să nu mai fie cerut sau chiar dacă trebuie să fie cerut, să nu blocați, vă rog, chiar vă rog să nu blocați activitatea, funcționarea agenților economici, pentru că plătesc miliarde să plătesc de la agenții economici prin care funcționează această instituție. Îmi cer scuze. Da, poftiți, domnul. Deci eu, iar la agenția creat greșit. Ceea ce am făcut până acum a făcut ilegal. Sunt două chestiuni diferite. Când a fost o acordare despre gospodării de populație, ne-a pus frâul pe noi, cu amenziile care l-a amenizat cu primar și a plătit una de vreo 300 de milioane și pe oamenii am lăsat deoparte. Cu toate că acea taxă, noi, Consiliul Local, am aprobat-o cam ilegal. De ce? Ea vine în 2010. Ne-au obligat în anii 2015-2016 să punem această taxă majoră doar pentru un singur motiv. Care a fost motivul? Că am aprobat în 2010 proiectul de hotărâre, că am venit aici, dar noi taxa asta, de fapt, nu eram în măsură, chiar dacă suntem reprezentanții cetățenilor în Consiliul Local, decât printr-un referendum.
în care trebuiau să cerem aprobarea și analiza cetățenilor, pentru că, atenție, dacă o familie de 4, 5, 6 persoane se ridică suma de 2 milioane sau 3 milioane, la o persoană privată se ridică suma la 16 milioane, 17 milioane, ei, la persoana privată ne-a lăsat la latitudinea, și atenție să vedeți unde e excrocheria, de fapt. Și a zis, bă, tu, primar, ești obligat când îi dai autorizație de funcționare lui Răuță sau lui Borsun, să-i spui că la documentul respectiv îți trebuie și avizul, da? Ce faci cu gunoiul? Îți trebuie avizul de la Ion, îți trebuie avizul la mediu, îți trebuie avizul și autorizația la primărie. În continuare, se fac niște greșeli și vă rog, domnul primar, să mă iertați că spun, se interzice și în primăria aia vor pleca aia care fac așa ceva. Nu se dă adeverință la poliție să-și facă omul buletin până nu plătește taxa. Greșiți! De când sunt eu acolo, niciodată nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Stați un pic, că acum vă dau nume. Dă-mi nume. Eu vă zic, domnul primar, vă rog să vă abțineți. Dați-mi nume, poftim. Nu mă mai interrupeți, domnul primar, că sunt și noi să... Da. Acum a invitat la ședință. Da. Noi suntem consilieri. Deci, atenție un pic. Atenție, dar sunteți invitați și ascultați. Ascultați. Tot ce e în șerpăria aia, și o să vă trimit mâine sau acum, după ce ieșim de ședință, vreo 6 oameni care nu li s-a dat adeverință la primărie. Și nu dumneavoastră. Nu, ascultați. Nu dumneavoastră, domnule. Oamenii din primărie. Nu, dați-mi voi, legea de voi. Dați-mi voi un pic. Nu eliberați autorizații de funcționare. Deci, contract de chirie. Deci, domnule, am o domiciliare în spațiu. Deci, domnule. N-are domiciliu pe comuna Sastru. Domnule, atâta timp cât este beneficiarul unui contract de chirie care plătește la Academie, el este luat în spațiu de Academia Română. Scurt! Păi n-are cum să stea. Aia nu-i problema dumitare. Am vorbit astăzi. Domnule primar, lăsați-mă să vorbesc. Vă las, dar dacă eu vă spun... Academia Română înseamnă că face evaziune. Încasează și bani fără contract. Scurt! Deci, a doua problemă, domnul primar. A doua problemă. Doamne, nu poți să îngrădești unui om că nu-i dai autorizație, exact ce a spus și colegul Borsu, că nu poți să-i dai autorizație de funcționare atâta timp cât el își plătește dările. Domnul. Atâta timp să solicită, vă dau un nume. Da. Ei au fost eliberat, el trebuie să aibă valabilitate, domnule. Cred că trebuie modificat în regulamentul de funcționare ca să nu se mai vizeze în fiecare an. Păi, noi am cerut lucrul ăsta, dacă v-ați aminte. Am cerut. Dar văd că nu, nimeni nu aude. Păi, la o ședință următoare, cu toți consilierii... Scoate un proiect de hotărâri în care să spune bără. Dacă domnul primar nu vrea să facă. Nu vrea, nu că nu vrea domnul primar. Este un regulament. Există o lege. Legea. Rămâne la dispoziția consiliului local, domnul. Sunteți consiliul local. Deci, acum, domnul președinte, permiteți-mi să termin. Cei de la Rompes... Nici la celălalt... Domnul Borsuc. Ne abținem și după. Cei de la Rompes... Dreptul dumneavoastră. Domnul primar, cei de la Rompes... Acum nu am nicio stăpânire. Eu arestat pe capite. Ducă. Da? Bun. În condițiile astea, vă rog să reglementăm două chestiuni care și noi le-am greșit cu toții. Eu nu mai sunt de acord ca acest proiect, eu aceea cel puțin mă abțin să votez, ca aceste proiecte două să le mai votez din două puncte de vedere. În continuare, cădem în aceeași greșeală. Putem să cerem și anularea hotărârii care am făcut-o. De acord. De acord, cerim anularea hotărârii cu gunoiul, pentru că n-am făcut referendum la nivelul comunității. Să cerem. Și cu asta am terminat. Consilieri! În județul Francei, altceva, în județul Galației, altceva, peste tot e altceva. Numai la județul Bacău obligă oamenii să plătească în halul ăsta. Nu se poate așa. Deci, la acest punct, votăm pentru... Păi, supuneți în cu dărâne. Cine se abține? Împotrivă? Domnul primar, a trecut cu bine. A votat. Abține. Păi orice abține. Abține, nici nu mă... Da. Dar nu există o rubrică pentru asta. O face acum.
Mergem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM. Inițiator primarul Comisia. Comisia numărul 1. Discuții 2. Discuții 3. Nu aprobăm, da. Poftiți discuții. Poftim, domnul Popa. Deci noi suntem doar parte a acestei entități, plătim cotizație și vă garantez că noi nu o să prindem proiect cu apa niciodată din punctul lor de vedere. Că suntem tocmai la 700-a comună și n-a să avem niciodată așa ceva. Eu cred că ar trebui să nu mai plătim nici cotizație pentru că nu ne ajută cu nimic. Cheltuiești bani aiurea. Bani care se duc aiurea, bani cu care, dacă nu o să putem întoarce acea hotărâre, o să putem ajuta oamenii să-și plătească cotă parte de cu noi. Că de aia, mare parte dintre noi, am spus că am fost forțați de acel contract din 2010, și dar o să putem ajuta oamenii, pentru că suma o să putem, vă garantăm că o să putem. Nu, stați să vă spun. Până la urmă deci o să putem. Noi am întrebat cum putem subvenționa. Deci da, dar nu așa a fost discuție. Procesul verbal e clar. Spuneți că noi o să putem ajuta oamenii. Din punct de vedere legal nu se poate. Am primit, deci s-a făcut la Consiliul Concurenței, s-a făcut adresă de către ADIS. Eu am zis, domnule, uite care este problema. Dați-ne o portiță ca să putem să ajutăm oamenii într-un fel sau altul. Și ne-a venit răspunsul. Domnule, dacă nu o să casați banii de la oameni... Sunt oricum se va încheia cu contractul. Păi și atunci nu să vă duc și... Nu, asta e. În momentul în care nu mai sunt bani, sunt tot bine. Dar vă întreb, unii se vor duce gunoaie? Nu s-au dus și gunoaie. La repu. Cine va lua amendă? Nu la repu. Primărie. Prima dată, primăria primul. Primăria și oameni. Și oamenii, pentru că oamenii vor fi cei care vor depozita. Da, și că noi și lumea în stradă și le punem taxă la mașină. Deci, eu vă mai zic ceva. E aceeași golăneală ca și la gunoi. Da, ai mașină de transport gunoi, aici ai durere. Ai încărcător, ai utilaj, ai la 416 oameni și vine și îți bagă botelița în gură. Din coa, nu-ți dă nici omul de ajutor, ai apă prin căderi, îți faci investiții singuri și la Conțești, și la Pâncești, și pe dincolo, și nu numai să încasezi bani. E aceeași coloneală, doar că e altă față și alții care fură de acolo. Exact. Dacă în condițiile când nu plătim taxele, și bineînțeles că nu o să fim de acord cu această chestiune, o să pici contractul la sine. O să pici contractul. Da. Deci, să punem la vot. Cine este pentru? Nimeni. Cine este se abține? Nimeni. Împotrivă? Tot. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind asta cotizația anuală a patrimoniului Asociației de Dezvoltare, ADIS. Deci, la rândul lui ADIS trebuie să dăm și anual cotizații, 25 de milioane. Asta e masca aia. Da. Deci, Comisia 1, discuții 2, discuții 3, la fel. Poftim, discuții. E aceeași situație. Eu nu vă votez așa ceva. Pentru că e apelea după noi. Când s-a aprobat hotărârea pentru cetățeni cu taxa de gunoi, cu suma, a fost pusă o condiție atunci, dacă citim un proces verbal, dacă se poate subvenționa, suntem de acord. Corect. Dar așa dacă ea nu s-a putut subvenționa, ea înseamnă că ea chiar nu mai are legalitate. Da. Și putem, deci, la următoarea ședință, deja să cerem anularea ei. Da. Da. Trecem la 3 zile, a primit amenda de 300 de milioane. Deci, pentru ADIS, să punem la vot taxa, sunteți pentru? Nu, nu. Fără taxe. Împotrivă? Împotrivă. Toată lumea. Deci am terminat și cu ADIS. 13. Ce le-a primit? Una aia a Nu, nu, aici am urmărat. La urmărat. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției Cadru cu Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigație Sascut în vederea executării dreptului de uz pentru suprafața de 3368 metri pătrați de pășune situată pe raza satului Berești. Comisia 1. Favorabil. 2. Favorabil. 3. Favorabil. Discuții. Da. Aici eu ar vrea să intervin.
Deci, despre ce este vorba? Știți că pășunea este concesionată până la 31 decembrie, nu? Deci, noi nu putem da decât pe perioadă, până la perioada aceea, pentru că apare o nouă concesionare și pe urmă vor fi alți concesionari. Sigur că da. Și atunci va trebui din nou, să prelegească din nou. Păi astea sunt date tehnice da. Care se vor face. Pentru că am văzut în ceea ce cerea utilizatorul acolo, până mai, pe o perioadă mai lungă, da, până în 2018. Da. Dar pentru că noi avem concesionat doar până la sfârșitul anului, putem să facem lucrul acesta doar pe această perioadă. Menționez și faptul că s-a cerut și acceptul celor care au concesionat, terenul ăsta. Speță, Corobană, Neculai, Corobană, Ion, parcă, nu? Sau nu? Așa. Trei din Corobană și Constant. Și Răuță, da. Deci toate acestea sunt la dosar cu acceptul celor care au concesionat. Da. Mai aveam aici, am vorbit cu domnul Răuță, zice că nu trece pe teritoriul suprafeții concesionate de către Asociația Lactosas. Nu la, da? Lactosas, zice, da? E vorba de Asociația Crescătorilor de Animale condusă de mine. Așa. Deci nu trece prin aceste tablane. Problema este că a început vegetația. Deci vegetația pentru pășuna. Aveți săpături în perioada aceasta? Ei, nu. Nu aveți. Nu. Pentru că asta e în prealabil, deci în primii mii la dosar, deci, pentru că deci, se lansează la proiect. Deci, timpul vegetației, acum să nu deteriorăm pășunul. Dacă, deci, sunteți sigur că, dacă sunteți siguri că nu trece și pe Asociația Lactosas și aveți planșele... Planșele sunt aici. Iată. Și dacă aveți și avizul concesionarului pentru acceptul, atunci are de la Corobană. Da, dacă sunt, Să fie timpul... Deci până în 2016, la sfârșit, după aia să facem cu prelungire. Da, și să nu se strice... Da. Cine este pentru? Vegetal. Da? Și a cine cineva? Împotrivă? Domnul Răuță e pare. Dar e Răuță. Mergem la punctul 14, diverse. Și o să dăm prima citire a scrisorii. Nu? Poftiți. Îmi dați voie să folosesc... Da. La vot, domnul. Da, vă dăm voi, plecați, nu vreau să vă mai văd în loc. Poftiți, doamne. E reciprocă, doamne. Păi, dar nu e o problemă. Da? Vă rog frumos să întruniți această ședință de validare la care sunteți secretar. Da, vă spați conform legii din ciocul. Dar legii în tot timpul vă puteți conform legii. Vă mai să nu prea aveți timp să faceți comisia. Haideți să continuăm, domnul Cufac. Da. Deci, la diverse avem cererea domnului Angel și Mitică, prin care... Nu ia lui Angel, Mitică, iar. Către nu mai, aici este administrator Angel Maricica. Scuze. Așa. E patron. Administratorul. Să puneți la bun. Mai citesc că ce este vorba. Este vorba. Haideți să vorbim. Domnul ne poate spune, iată, îl prezent aici, ne poate spune exact ce este. O copertină suspendată. Lăsați-mi, domnule, să spun. Avem acoperi, practic, trotuarul, nu deranjez nici
Practic eu nu fac, nu deranjez cu nimic, deci nu intru cu mașina, nu fac alții, eu construiesc ceva, protejez trotuarul. Numai dacă faceți în drum... pentru faptul că fumatul s-a interzis, e normal să faci pentru fumător în spațiu, nu decât afară, e plouă, e nici. Să nu faceți doi părinți. Deci nu e ceva care fac aiurea, nu e ceva frumos. Să puneți la mână. Domnul, să avem o precizare. Spuneți. Deci, va fi o copertină deasupra... Suspendată, așa. Ea va fi temporară? Sau cum va fi? Temporară. În cazul în care... putem să o... dacă avem, de exemplu, curățirea trotuarului, dacă este nevoie. În momentul în care... N-a făcut mine curățenie, nu fac eu cu trotuarul. Altă problemă. Terenul de sub copertină nu este concesionat. Deci va, deci va concesiona după aceea pentru BSE o, o altă suprafață. Exact, exact. Da? Care va fi supusă Consiliul Local. Are alte probleme. Da, trebuie să faceți odată. Hotărârea să faceți odată. N-ar nimic să faceți acum așa. Da, da, pentru asta trebuia să specifice ce suprafață îi trebuie. Nu? Bine, aprobăm astăzi. Da, dar nu e o problemă. Dacă e roșie. Aprobăm autorizația de aceeași. Bine, vin în aceeași. Pentru că are niște piloni, trebuie autorizație acolo să fie concesionat. Păi și nu-i bine să fie deodată totul. Nu știi să ne amătați. Aici vină doar un pic patru. Nu supune supune. Doar pune pun mesele și scaune. Păi asta acum la vot și turistul nu știu. Nu știu. Mai faci să nu mă dă. Deci supunem la vot aprobarea căsirii la așa ceva. Cine pentru? Împotrivă, abținere. Și acum, domnul. Următoarea cerere, cerea cu proiectan Basilică, da? Domnicelat în județul Bacău, până la Valea solicit concesionarea terenului situat în Valea Nacului numărul 23 pentru a fi folosit în scop agricol. Nu aveți nicio schiță, ceva, nimic. Unde e terenul? Pot eu să vă dau niște informații. Deci este vorba despre școala de la Valea Nacului. Știți că ea este intrată în dezafectare. Ia mai mult de jumate jos, da. Știți? Așa. În spatele acestei școli există un teren, o grădină, cum era grădina școlii pe așa. Noi partea de clădirii nu putem interveni asupra ei pentru că este a Ministerului Învățământului, n-am întrebat. Dânsul cere doar spate. Partea din spate. Pentru asta, concesionar. Concesionar. Nu specifică nici câți metri, dar... E aici, domnul? De ce nu eu puteți da în îngrijire? Asta, da. Pentru că dacă îi faci concesionarul omul ăla, nici nu scoate ce trebuie să plătească. Trebuie să faci schiță. Fac o schiță și îi dați în îngrijire grădina aia să mânci o bucată de pâine. Că dacă dai concesionarul, nu mă trebuie să facă o bucată de concesionare. La concesionare, să iei vorba. Trebuie îngrijire, domnule. Deci, deci sunt doi proprietari acolo, Consiliul Local pe suprafața de exterior și Ministerul Învățământului pentru construcția care încă trebuia dezafectare. Și atunci ai dat, domnul primar, faceți-i proprietatea. Este în domeniul privat al Consiliului Local. Ia comisii de fond funcțional. Domnule, ia comisii de fond funcțional. Care, vă rog. Exteriorul ăla de 1000 de metri? Da. Păi dacă nu este în domeniul public... Dar ați văzut ultima oară cum arăta cât era de murdară și cât era de neîngrijită? Nu, dar nu-i vorba de clădiri. Nu, de suprafața aia. Când am fost la o ședință acolo, era bine de scaieți. Așa că e bine s-o dați omului, că... Nu are mai multe... Nu știu, cred că curtea aia cu clădiri este câteva sute... Orice inventar a unei școli pe teritoriul comunei, domnul primar. Uitați-vă în domeniul privat sau public, ce suprafață este de teren acolo. Și o să vedeți că e curtea cu clădirea. Și diferența aia de suprafață este a Comisiei de Fond Funcțional. Dacă greșești,
Greșesc? Nu greșesc. Deci inventarul școlilor, domnul, nu are nicio treabă cu obiectele pe care a spus oficial cu ce se pune. Dar n-are de un sac. Inventarul, deci inventarul, că e școală, că e cimitir, că e biserică, sunt formate din două chestiuni. Domeniul Ministerului Învățământ și domeniul public, care doar nu-i făcut navii în Ministerul Învățământului să aibă proprietate pe Sascova. Ce Dumnezeu? Și atunci... Păi da, e de loc ești la inventar. E domeniul public al primăriei. Alo, clădire eu vorbesc. De clădire vorbesc. E domeniul public al primăriei. Păi domnul primar, aș fi la Ministerul Învățământului. Ca să demolăm, trebuie de apisul. Trebuie de demolare Ministerului Învățământului. Și ăștia nu aprobă decât dacă faci o altă construcție cu același scop. Și faceți inovatele ăsta din trățimile. Ia uite, a fost a bunicilor un demn. Eu sunt și revendică terenul. Asta se plăce. Bine, am încheiat și subiect. Altceva. Mai sunt alte probleme din domnii invitați. Păi, dar ce facem? Îi aprobăm sau nu? Deocamdată să vină cu schiță, să cu cerere, să vă ce așa face. Să prezint cu cerere. Spune domnul, apostol, că e carte funciară. Din 2014, de 2 ani, nu înțeleg de ce așa de repede s-a aprobat acum și a trebuit 2 ani să treacă. Celelalte cele au trecut foarte repede. S-au mai împedecat unii așa de dumneavoastră. Nu știu de ce, pentru că noi n-am afectat proprietatea niciunei persoane. Nici cere scuze. Nu înțeleg de ce. S-a împedecat, domnul, pentru că prin canalul acolo ne-am împedecat. Și accesul la rura aia de canal, iar trebuia să lămurim. Și faptul că lăsăm. Am înțeles. Nu facem construcție, punem niște pompi. Face frumos ce ar vrea să faci și facem ceva frumos și facem pompi. Noi întreținem terenul ăla de mai mulți ani, de 30 de ani. Poftim, doamna! Dar eu am finit acum ca să am înțeles că cu rog presul ăsta, cu samobrizarea asta. Dom'le, e mare taxa pentru orice bătrân, orice copil. Copilul din pașă și plătește 460 de lei. Hai să o luăm așa. Dar ce înseamnă asta? Păi sunt tinerii ăștia care nu au servici. Au doi copii, trei. N-au cu ce să plătească. Cu ce plătește 2 milioane? Deci... Noi am fost, într-un fel, forțuiți să acceptăm așa ceva. S-a făcut în 2010 o greșeală. Părerea mea este faptul că am greșit. Hai să vedem și corectăm. Deci, primar. Facem demersuri pentru a ne corecta greșeala și să nu mai acceptăm așa ceva. Când s-a făcut asta, când v-ați corupres, v-ați înțeles cu prețul, trebuia să ceri și... Părerea consătenilor, domnul primar. Corect. Așa se va da. Referendum pe da, trebuia, nu trebuia. Așa este. Prețurile s-au fixat încă din 2010. Deci așa merge cu prețul ăsta de acum. Da, așa a fost de atunci. Așa a fost de atunci de ani. Deci, haideți să vă lămurească. Văd că s-au expus niște situații. Fiecare a spus ce a vrut în interes electoral sau în alt interes. Bine, acum și aia spune. Da, dar... Vă să cereți voturi. Nu vă cer, eu nu o să vă cer. Deci, țineți minte. Nu o să vă cer. Așa. Cine o să vină, e problema lui. Ce vreau eu să vă spun. 2010 s-a făcut asociație. O asociație prin care, în care era cuprinsă și Comuna Sascova. Atunci, la momentul ăla, s-a votat înscrierea în ADIS cu și încheierea contractului cu o unitate care va face acest lucru, servicii. Va presta servicii. Tot atunci s-a stipulat și prețurile pe ani, începând de 2010 până în 2032. Deci până atunci ați spuse prețurile de atunci. Pornea de la 2 lei și 40 de bani în 2010 pe persoană și s-a ajunge în 2016 la 3 lei și 76 de bani. La anul va crește. Asta, un an va crește. Cât e puțin. Ce s-a întâmplat? Faptul că la noi la Sascut am avut mașină de transport gunoi, am avut oameni care lucrau la salubrizare,
am ținut, s-a ținut taxa, ca să nu zic că am ținut, că nu ți eu. Și am prelungit moartea, s-a ținut prețul la un leu, la un leu pe familie pe lună, 12 lei pe an. Ei, nu s-a ținut cont de ceea ce s-a făcut în perioada aceasta ca să se mărească prețurile câte un pic. Deci un pic în anul 2010, un pic în 2011, 12. Și nu mai părea, acum vă dați seama că apare diferența asta de la un leu și așa la 3 lei, e nenorocire. E mult, îmi dau seama că este mult. Dar nu este, s-a înțeles și se vehiculează ideea, Costea a făcut asta, primarul a făcut asta. Pentru că e ușor de aruncat, știți, când e vorba de unele interese. Trebuie să înțelegeți un lucru. Nu a făcut-o Costea, n-a făcut-o primăria acum, deci s-a pornit încă de atunci, s-a votat de atunci. Consiliul local votează, nu poate să ia nicio hotărâre singur primarul. Vedeți și acum. Toate lucrurile care sunt puse în atenția Consiliului local sunt votate de către primar, de către Consiliu. Poate să zică primarul să stea invers. Dacă Consiliul local decide într-un fel, trebuie să mergi la decizia Consiliului local. Dar să fie multe contracte și contractul ăsta nu se poate strica. Păi eu ce v-am spus? Se va putea strica, dar întrebarea este... Întrebarea este următoare. Că gunoiul trebuie oricum adunat. Unde îl vom duce? Cu ce îl vom transporta? Noi avem mașină, dar nu avem licență de transport. N-avem unde îl duce. Îmi permiteți? Vă permit. Așa. Domnul Răuță, la ședința tot de Consiliu acum un an, nu știu ce lună, când era cu domnul Varică, când judecați, că numai nu l-ați condamnat atunci. V-am spus, ați făcut niște planșii cu urbanizarea Sascutului. Și acolo a fost și groapa ecologică. Dar este, domnule. Poftim? Este și un proiect pentru asta. Și unde este? Păi în dulapă la primărie, uzi. Unde să fi? S-a îngropat groapa. Nu, ia, mă dau, ustam de ce vorbesc eu. E pentru groapă ecologică, am lăsat proiecte la primărie, nu mai sunt de 8 ani. În 2006 s-a început acest proiect, bravo. Era bază de transfer aici, de ecologizare, cum zice, să colecta, să separe și după aia să trimită. După aia, în 2010, de asta se discută de 2010, s-a luat o altă decizie. Da, domnul Vici, iertați-mă, eu în 2010 nu eram, m-a dat afară din Consiliul local. Păi nu m-aș judecat. N-aveți nicio vină. Dar eu n-am fost domnul, nu înțelegi? Nu vă acuză nimeni. Da. Am zis că a fost inițiat proiectul și sunt de acord. L-am văzut, am fost, nu eram consilier în timpul ăla. S-a dus până într-un punct. În 2010, la Bacău, la Consiliul Județean, domnul Benea este președinte și a fost la acest și acum este altcineva. Dânsul era cel care avea în jurul dânsului, noi și Consiliul Local și în momentul de față, face câte un puternicire către reprezentant, către domnul primar și domnul apostol Constantin, care reprezintă și dânsul, și ia deciziile acolo și după aia ne le transferă și noi le validăm, le acceptăm sau nu. Deci asta e modalitatea. A fost. Domn primar, da. Cu apa. Da. Noi mereu, când domnul Chiriac este de față, cântește mereu, conducta se sparge în altă parte, se oprește apa. Când dă drumul, toată apa aia mizerabilă vine pe conductă și bea. Nu este doctorul de la noi, de la Sascut, domnul Dărăban, tare aș fi vrut să fie de față, să vadă, să ne dea și nouă statistica de oameni bolnavi cu hepatite. Haideți să vă spun și eu. Dar lăsați-ne când bem apă mizerabilă, domnule. A pus afișe pe toate stâlpurile din altă tensiune să nu mai bem apă de la rubinet. Și voia să nu pună? Dar nu, dar de ce să... Dacă mă ascultați, nu da, mă ascultați. Da. Ce s-a întâmplat? Noi facem mereu, facem analiza apei din toate comunitățile. Da, și domnul Tăpăr. Ce se întâmplă? Am făcut analiză și la Pâncești, și la Sascut Sat, și la Târgu. La castelele de apă. Și pe cișmelele care apar, sau chiar la gospodare. Îmi pare rău că n-am mai departe.
primind de la, de la Bacău faptul că apa de la Sascuța nu este potabilă pentru uz, așa, ce este doar pentru spălat, pentru așa, așa, așa. Am fost nevoiți să vă anunțăm lucrul acesta și la dispensar, și la școli, și la școli încă am pus, am trimis să avem apă plată permanent ca să... Mă rog, până la Lufurieșul, domn primar, că acolo de acolo se ia apă. Mă ascultați până la capăt? De acolo se ia apă. Așa, și era normal, era normal, ca să vă atenționăm, pentru a ști lucrul ăsta să nu, vă, să nu se vă îmbolnăvească careva. Dacă se fierbe apa, asta e altceva. Mai departe. Noi, noi știm că aceste conducte de la Sascuțat sunt vechi, o parte dintre ele, da? Că sunt paralele pe acolo. S-au legat oamenii cum au vrut și cum... Așa a fost perioada. Și dar chiar dacă opresc undeva, o ia pe conducta cealaltă și tot se ajunge. Așa. Și e normal că în momentul în care opresc apa, fiind conducta veche, ea are depunere. Când pleacă apa, când vine după oprire, când îi dai imediat drumul, care cu ea totul la început și duce și, într-adevăr, apare asta la dumneavoastră, la chiuvetă. Noi ne-am propus, pentru ca să nu mai rezolvăm, să nu mai avem problema asta, să mărim debitul de apă, cantitatea de apă de la Bălcuță. Noi avem un proiect pentru săparea unui puț la mare adâncime, la grădinița de la Bălcuța de acolo, în curtea grădiniței acolo, spre grădină. Pentru ca să mărim cantitatea de apă necesară comun. Și atunci nu va mai trebui, nu va mai fi necesar să oprești apa și să-i dai drumul. Și să apare fluctuația asta de oprire, dar pornire, ca să care ceea ce este pe condum. Domn primar, da. Mai am problema cu peciorile care se scurg în pârâu. De la mini, să vină televiziune, oricine, de la mini și începând până la școală, la deal, toate peciorile curg în pârâu la noi acolo. Am fost? Eu l-aș felicita pe domn primar de la Valesaca, cu tot că Valesaca are jumătate aproape romi, ruși și țigani, și are canalizare, e apă potabilă, are medal... Este domn Prăuță. Este. L-aș felicita. Da. Dar noi nu o să mor. Eu unii poimeni o să mor. Nu știu dacă va ajunge și la noi să ascult treaba asta. Ce vreau să vă spun? Chiar zilele acestea am fost împreună cu Gata, cu Mediu, am fost cu cei de la ISU, cu cei de la APE și am văzut ce este pe acolo. Deci știm ce este pe pârâu. Adevărul este că ceea ce se face la pârâu nu vine cel din târg să facă, nu vine cel din Berești să facă. Ceea ce fac sunt tocmai cetățenii care trăiesc acolo. Deci dacă noi nu avem grijă de sănătatea noastră, cine să aibă grijă de sănătatea noastră? Alții? Și să facă. O să avem proiecte de canalizare, o să fie și proiecte de canalizare, o să fie, dar nu se pot face toate odată, da? În ce an? Când va fi? Nu pot eu. Ce-ați vrea să spun eu că la anul... Ați vrea să spun eu că la gata, la anul se face? Nu pot să spun eu la asta, la momentul ăsta. Domnul primar, s-au primit de la Uniunea Europeană bani și pentru treburile astea, da? Da. Pentru ce? Pentru toate proiectele astea, pentru canalizare, pentru toate. Da, pentru asta, de la Uniunea Europeană trebuie făcute. Doamna, știi că a fost modernizare de la fondul european în zona aia. Pe apă, da. Hai de bun, s-a făcut. Acum, eu acum aud chestiunea asta, da? Și oamenii ce beau acum, s-a spus asta. Dar și la Pânceș peste tot. Peste tot îi apă. Văd că cei de la Învățământ beau apă curată. Oamenii ce beau. Păi da. Poți să fie anul și asta este. Deci noi am anunțat că nu este potabil. Dar tu bătrânii n-au venit să mai dea apă, domnul primar. Păi atunci o bei așa? Eu asta bem așa și murim. Ei, dacă vrei așa, ai decât eu te-am atenționat. Dacă ați spus ceva de un puț forat la grădiniță, nu cred că e bun acolo. Cred că ar... Păi de ce? Că după aia... Și schimbat de conducta acolo, Aurelie. Și schimbat de conducta, dar dacă nu o duci în casa de apă ca să poți trata, nu știu, îmi cer scuze dacă greșesc. Domnul Lăuță,
urc în casa de apă. Dar cât era? Casa de apă, ce nu faceți acolo? Scrie acolo câte euro a fost pentru ce teren lucrăm. Nu există. Nu trebuie terenul pe care trebuie. Mă gândeam, zic, poate este vreo activitate. De asta. Cumpărat o bucată de teren. Dar ce scuze, nu izlați acolo? Nu este izlaz dacă mă provocați? La Godila nu este izlaz? Da. Eu pot să mor, dar măcar cine zice? Dar la Conțești unde ați făcut un sus? Fimii. La noi nu e jumătate cu hepatită, cu cer, roză și cu tot. Datorită... Eu zic că este la... Este la Godila, este izlaz. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Da, da, noi am solicitat, dar consiliile n-au răspuns. Să puniți dumneavoastră, dacă v-ați văzut mâna mea ridicată. N-am văzut. N-am văzut. Eu pe care trebuie să-i spuneți, ridicați mâna și și vorbiți. Acum nu m-ați ridicat, n-am văzut. Păi mi-ar ceru voie ca să vorbim. Domnul președinte. Nu mă abțin, doamnă, nu mă abțin, chiar îi dăm întâietate lui domnul. Așa e regulamentul, nu-mi dați mie întâietate. Deci faptul că... Invitația ar fi trebuit să vă... Așa e regulamentul la Consiliul Local, faceți-o cum doriți. Deci eu vă rog frumos să ascultăm această ședință, pentru că are cineva mormântare și la ora 3 are nevoie de mesele astea. Ascultăm și pe doamna Sinerici, două cuvinte și... Avem și noi o problemă. Deci, pe lângă faptul că nu avem un cartier nou, asfalt, canalizare, să zicem că asta o să facă, nu o să poată. Avem o problemă foarte gravă. Când plouă vara, pe timp de vară, de la Schinem, de la biserică, tot și voi de apă vine la noi în curte. Deci, suntem afectați trei familii. Deci, nu... Apoi apa de via să se duce la Schinem, am spus că domnul Șerban. Problema este că vine apa de la Șuvoi, de la Schineni, deci în curțile noastre vin, în drumul apei, oamenii au sărace WC-uri, ca fiecare în curțile lor. Toată apa vine cu dejecțiile care sunt, se duce în mergi la noi. Vă dați seama că atunci trebuie să scoatem borcane tot și tot e numai... Deci totul e o mizerie. Este ceva dezastros. În fiecare an am pățit cel puțin de 3 ori pe vară lucrul ăsta. Am fost când era domnul Bostan, a venit la fața locului, a zis domnul Șerban că este o bucățică de teren de porumbă în față, a zis că dânsul o dă bucățică de teren ca să facă devierii, de, să meargă cursul apei în porumbul lui, dumnealui care era în față. De fapt nu s-a făcut nimic. Deci este foarte greu, vă spun sincer, nu... Nu, vă dați seama, mereu, domnul Costa zicea, faceți un zid de un metru. E cum să facem, omenești? Eu fac un zid de un metru, dar cum se duce apa? La mine mă păzesc, am profundărească, dar de ce nu de la curcipați, vă dați seama. Puteți să zicem, nu e o soluție asta. Dar există o soluție? Există, dar... Aia, e că nu spune domnul Costa, nu spune domnul Costa. Trebuie dirijată spre cot, să ajungă. Ce se întâmplă? Dar nu sunt afectat numai eu, de ce vorbesc? Noi știți că avem un proiect pentru asfaltare. În cartier. S-a făcut astfel toamnă. S-a făcut câteva alei și acolo s-au asfaltat. Da, noi avem proiect pentru asfaltare. Asfaltare pe care o face legătură și cu biserica. Și aveam și pe dealul țiganilor asfalt, deci proiect de asfaltare. În momentul ăla vom devia apa asta care vine spre dealul Pânceștiului, Conțeștiului, Consiliului dumneavoastră, pe partea înspre dealul țiganilor și înspre râpa, râpa ulucilor acolo, care se duce în partea aia. Deci noi chinuim acolo, efectiv, cu drumul ăla, partea aia care începe de la drumul bisericii, care duce spre curtea bisericii și până sus la academie. Aia e o problemă pentru noi, porțiunea aceea. Da. Ei, acolo vrem să rezolvăm problema prin devierea apei în partea cealaltă, ca să mergem. O avem în vedere, deci. Problema este apa, e mizerie care vine de la vecinătate. Știm, am fost acolo de nenumărate ori, am încercat să parțial am făcut câte ceva, n-a fost suficient. Vom încerca să rezolvăm problema în totalitate. Da, și noi declară închisă ședința, mulțumim pentru participare.